Hei, salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod de Clauză în Burtub. E un episod mai special, zic eu, pentru că noi suntem la București, am fost la Târgu Secuiesc, la Ploiești, ne-am văzut și cu membrii echipei Clauză în Burtub Racing, am și rezolvat foarte multe lucruri. Pot să vă și spun că Târgu Secuiesc rămâne pe 22-23 iunie, așadar o să fie un eveniment pe cinste, pe circuit, senzațional. Dar ne aflăm în garaj la Iulian. Iulian este membru al echipei Clauză în Burtub Racing. Sunt foarte încântat că... Nu știu, leagă prietenii chestia asta și, până la urmă, despre asta e vorba. Dar mai mult decât atât, pentru că nu despre noi este vorba, ci despre un concurent drag nouă deja. Mihai. Salut. Salutare, Mihai. Salut, Mihai. Salut. Mihai este concurent deja al Klausenburg Winter Race. A fost la prima ediție a Klausenburg Winter Race cu mașina din spate. O să-l las pe el să povestească ce a făcut, ce loc a ocupat. Dar până la alta... Trecem la subiect și vreau să-l și întreb de unde, Mihai, de unde pasiunea pentru mașinile vechi? Păi, primul rând pentru că cartierul ne-a crescut, eu era plin de mașini vechi și fără să vrei, nu știu, mă rog, cel puțin în cazul meu, mi-au plăcut comunistele vechi. Uh-huh. Pe bun era și pe ăla care am crescut. Da, exact, exact. Și na, toți am crescut cu Dacia, de la Dacia aveam o Volga pe lângă bloc. Și încet, încet am studiat cazul și, neavând de unde să-mi iau o Volga, am reușit. Bunicul meu și-a cumpărat o Lada la un moment dat, a fost un declic acolo și de atunci am rămas cu Lada. Deci, se înțeleg că la tine vine pasiunea asta din, și oarecum și din familie. Oarecum și din familie, da, da, da. A deci fost o Lada 1200 roșie, băi, am învățat să conduc, am avut multe aventuri cu ea. A urmat o Lada 1300 tot roșie, o Lada 1500. Scuze că te întrerup, dacă sunt și poze cu ele, o să le, nu știu, dacă da, mai ai poze da, să da, arate da, undeva, da, 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 să le punem în timp ce Mihai le descrie. A mai fost o Lada 1500S, la care am ținut foarte mult și de care îmi pare rău și acum, pentru că am dat-o într-un moment, oară să zic, nu prea eram ok cu banii, a trebuit să o dau. Am dat-o cuiva care n-a avut grijă de ea și pot să văd și acum în ce stare... Oribil a ajuns. Nu te mai tentează să o iei înapoi? Sau n-am mai... ce să mai salvez din ea, din păcate. Am înțeles, da. am înțeles. Și ca să-mi pansez rana, am luat-o pe bătrânică asta. Ai luat pe tovarăș, că vă care și tovarăș, da, la număr. Da, da. Adică dacă tu suntem un comunist, să fim comunist. Ea, exact. Ea e tovarășa. Zim, da. Nu știu, de unde e mașina așa, o scurtă? Mașina am găsit-o în timp ce eram la muncă. Eu lucrez pe teren, am trecut pe lângă ea cam un an de zi. Aici, în zona București? În zona București, okay. Da. Și la un moment dat am văzut un afiș cu de vânzare pe ea, am vorbit cu domnul de acolo, un domn foarte, foarte de treabă, foarte atașat de mașină, abia mi-a dat-o, am îngrijit-o foarte bine și îi mulțumesc foarte mult. Și de acolo, mă... Acum cât timp se întâmplă asta? Asta primăvară. Ah, deci destul de recent. În aprilie, da. Am înțeles, am înțeles. Și de acolo s-a ocupat Iulica de... Da, bun, nu. Planul era să o iei, să o transform? Sau planul... Pe parcurs s-a întâmplat? Sau de la început ai zis, bă, asta vreau să ajung acolo, să fac aia, să fac aia? De 10 ani îmi doresc să o transform. Și... n-au fost resursele, n-au fost nici... nu știu, nici momentul potrivit, n-am avut nici curaj. Uh-huh. Și... Prin niște prieteni comuni l-am cunoscut pe Iulica, nici el nu este prea întreg la căpățână și m-a alimentat un pic și tot ce a fost nevoie, asta tot ce a fost nevoie și i-am dat drum.
Am înțeles. Până să-mi dau seama, s-a întâmplat. Nu aveai ce face. Nu aveai ce face. S-a întâmplat inevitabil. Na. Ce nasol, da. Nu nu s-a plăcut. Zi-mi, așa în mare, cum, primul rând, cum ai auzit de Clauzul Retro Racing? Păi tot, Iulian, te faci în fiecare seară stând aici, din poveste în poveste, am auzit de Horatiu, am auzit de ce se întâmplă la voi acolo și nu te duci, mă, și tu, mă, duc, mă, și eu. Dacă t-am făcut dacă acum, da, da. Da. Și voi să mă duc, m-am uitat, am văzut clipulețele, am văzut ce se întâmplă acolo, e exact ce îmi place mie. Sincer, nu știam că la noi se întâmplă așa ceva și ultima parte, mă rog, prima parte din ianuarie am tras foarte tare ca să ajungem la voi, să fie mașina în stare bună, să... Sper că ți-a și plăcut. Era ideea să se întâmple o prima ediție de Winter Race a Klausenburg Racing. A fost ceva inedit și pentru noi, pentru că a fost prima ediție, până ne-am dat seama de niște lucruri care numai la eveniment se pot întâmpla, da, de condiții meteo, nu știu, timp și așa mai departe. Oricum, Klausenburg Racing se va dezvolta și pe partea de Winter și pe partea de Youngtimer, pentru că vrei să faci cât mai multe lucruri împreună. Iulian, dacă mai ai tu vreo întrebare de așa o curiozitate, că pe Iulian îl las așa, știind povestea mașinii mai îndeamănunt și mai îndeaproape decât eu povestea mașinii. Cred că aș putea să spun că chiar știu toată povestea. Așa, dar acum trebuie să... Dacă ai tu așa vreo chichiță și vreo curiozitate să-l întreb pe Mihai? Mihai? De ce pasiunea pentru Lada totuși? Adică eu știu, pasiunea de la mine pentru Dacia a pornit de la bunicii mei, dar de la tine? De ce Lada? Poate de ce acest model? Sau te-ai oprit la acest model că asta a fost cel mai bun la momentul oportun? Prima a fost Lada 1200 de la bunicul meu. După ce am mai văzut... Zici că ar fi o chichiță de acolo care... a plecat microbul pentru Lada. Pentru că are tracțiune în spate, pentru că are mirosul de Lada, de care nu pot să mă lipsesc. Da. Acum să fii serios, că orice mașină veche are mirosul specific, exact. Nu o să scam niciodată de el. Ar fi surprins tot... probabil să mergem pe la mine să vedem care e odorizant cu mirosul de Lada, știi? Așa un abțibil per, miros de Lada, știi? Și pentru că are forma asta pătrățoasă care pur și simplu, da, o ador. Îmi place. Da, deci are, au niște, o să punem și poze de la Winter Race. Era incredibil așa, cu munți în spate, adică munți. Da, putem să zicem că era un peisaj de ăsta de munte la Winter Race. A fost foarte. Și apărea așa Lada în urcare. Și țin minte, era foarte mișto încă un cadru. Cred că eu îl filmam cu aparatul. Sâmbătă, pe ultima trecere, când deja se întunecase așa un pic și era un pic apus, dar așa roșiatic. Deci parcă era așa într-o, nu știu, mașina patrivită la momentul potrivit. Zăpadă. Back in time, Siberia. Și auzi motorul, cum vine pe zăpadă. Dar să ne duc și la proiectare. Da, mie mi-a plăcut și ne-am simțit... A fost foarte frumos, da. Foarte bine. Te așteptăm cu mare, mare drag la edițiile... Sper să vin la toate. Nu știu, și de retro, și de winter, și ce vom mai face. Cred că cel mai important la Mihai... I-a plăcut așa de mult și Winter Rally-ul, a fost la fel, cum am spus, mașina potrivită la momentul potrivit. Da. Noi tocmai ce am terminat mașina pe undeva prin decembrie, a rezolvat până problemele până undeva în ianuarie. Și... Ultima problemă a rezolvat-o la 11:30 noaptea și am plecat la 5 dimineața la Cluj. Asta, asta e tot parte. Asta se numește de altfel și pasiune, să te pregătești noaptea fix pentru weekendul următor, da. Poți spune. Și ne bucurăm foarte mult că ți-a plăcut Winter Rally-ul și că vrei să participi și la următoarele ediții. Deci am înțeles de la tine, vrei să participi la toate, aștept. Nu vrei să ratezi niciuna chiar. Nu ratezi nimic. Mașina să ține. Nu mai scap de noi, nu că nu mai... Eu unul personal chiar aș vrea să văd mașina aceasta pe Târgu Secuiesc cum se mișcă... Pe un circuit, da. Pe circuit. Cred că și voi abia așteptați treaba asta. O Ladă pe circuit, eu zic că ar fi destul de interesant. Și are putere, deci nu e numai o mașină care e cu motorul original și așa, are câteva modificări și care are putere mașina și chiar se mișcă foarte bine. Și sper să avem și mai multe până atunci. Și la Winter Race, spune-ne ce loc ai ocupat? Locul 2 la grupa 2. A fost chiar o hazbi, o fază, cum a sunat Mihai. Nu sunt pe podium. Bă, Mihai, eu bun, toți concurenții de la Klausenburg, indiferent de Winter Race sau Retro Racing, sunt ca prietenii mei. Dar asta nu înseamnă că mă uit la Mihai ce loc a luat la final sau mă uit la Iulian care e membru al echipei. Nu, fiecare are treaba lui. Pe parte de concurs. Pe parte de prieteni, ne vedem la un pahar după eveniment, pentru mine tot pe locul întâi. Și m-a sunat Mihai, sunt pe podium. Și băi, Mihai, sincer, chiar nu știu, eram cu bețele în mână de pe circuit, le strângeam, le aranjam. Dacă crezi că ești pe podium, vine și tu la premiere. Și așa a fost. Când a fost știle, era pe podium. Și cred că a fost și o surpriză plăcută pentru tine. Eu speram să termin, adică... Bun, eu acum zic să aflăm și părerea lui Mihai despre Klausenburg.
Da, da, dar aș fi interesat mai mult ce ai, ce am putea îmbunătăți decât partea care, să zic, ți-a plăcut și o păstrăm. Ce am putea îmbunătăți, care lucruri care să-ți placă mai mult, să zic așa, sau... Deci, din punct de vedere organizatoric, a fost super, super bine. Nu știu ce să zic, știi că eu nu pot să controlez vreme. Da. E singura, asta... asta a fost singura chestie, că era zăpada puțin, dar oricum a fost suficientă zăpadă. Da. Da, a fost o vară și... caldă, în general, da, n-am avut ce să facem. Și salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod de Clauză în Burtub. E un episod mai special, zic eu, pentru că noi suntem la București, am fost la Târgu Secuiesc, la Ploiești, ne-am văzut și cu membrii echipei Clauză în Burtub Racing, am și rezolvat foarte multe lucruri. Pot să vă și spun că Târgu Secuiesc rămâne pe 22-23 iunie, așadar o să fie un eveniment pe cinste, pe circuit, senzațional. Dar ne aflăm în garaj la Iulian. Iulian este membru al echipei Clauză în Burtub Racing. Sunt foarte încântat că... Nu știu, leagă prietenii chestia asta și, până la urmă, despre asta e vorba.